am legat în satul de sub coastă, am adunat câteva versuri din poezia lui Pompei Pop și apoi măluțul Petrece, pe care s-au adăugat. Noi îl cântam, măluțul Petrece, niciodată n-am mai petrecut, cine-l niscut toții, ca să uităm o clipă de amar. Veniți cu toții ca să golim al deșertărilor spat. Ah, la măluț se petrece, se poate petrece cu o sută nouă. Carul lui Ianos cu bere îi sărută roată și deodată pe sub râpe s-o spus berea toată. O țumba cu limba scoasă căutând mai bere, nu găsești cât îi măluțul un pahar cu bere, căci satul de sub coastă umbrit de grigoroi, la poalele dolinei petrecerea-i întoi, și-a someșului unde cu șopotul domon, săpată de sub râmpă de satiului Ocon. Acesta e măluțul, e locul minunat, unde străbunii glie o vatră ne-au lăsat. Să-l preamărim în note, în cântece și vers, că-n el a prins viață și zbor spre univers. Veniți cu mult prieteni, măluțul e festin, să ne șertăm în cinste cu toaiele cu vin, să curgă vinul sub râmpă e raiul pe pământ, prin scombrățișare de some și de deal, măluțul iubirea acolo strânt de ideal. Iar măluțenii noștri cu bucuria pierd, că trec cu voie bună cu voioșie și cu de râmpet. Valurea pe limpescu trebuie să vii, pornind de la ruptură și până la căsoi, ne poartă vară lunde cu tresărim de foc, să aibă măluțenii în viață un loc. Veniți copii ai gliei cu lacrima brodată, suprapa amintirii durați-vă dar, dar mai faceți să se salte din nou coros plată, dolina, grigoroiul, măluțul legendar, mai faceți să te salte din nou ca o răsplată, dolina, grigoroiul, dolina, grigoroiul, măluțul legendar. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici. O poză de final! Poză de final! Certificatul de naștere al măluțului! Titlul bisericii! Finalul nostru! După 10 de ani! După 10 de ani! Andrei, îi mulțumim! Îi toate le-am dat dejenilor de lucru să ne repare curent. Ne trimiteți și nouă poze. Este un moment istoric. A
Așa, organizatorii acestei întâlniri invit în față pe domnul Gavril Mureșan. Da? De primăria Comunei Braniștea și domnul primar Cornel Săsărman este iarăși aici. Și Traian Săsărman, care va colora puțin această festivitate de premiere. Mă rog, domnule. Și Valer Câmpan, care vă rog, insistem, faceți un pic de liniște. Dar numai un pic de liniște. Am zis mai înainte că sunt două lucruri. Măruțul este singurul sat din România care are un imn. Și doi, Măluțul este singurul sat care are râpă. Măluț fără râpă nu s-ar putea face. Un moment cu totul și... Rosalia și Vasile cântă. Uite pe scenă. Alemajo! Ojo, da. Alemajo, Rosa! Ea, Rosa. Hai, ne lași-le sus să te văd ca o cătană. Ana și Vasile Oprea, tine vedea! Bă, care este la București, este cam bolnav, n-ar putut să vină. Scriitorul și poetul, sensibilul poet, Pompei Pop Măluțanul. Și profesorul, dirijorul, compozitorul și cetățean de onoare al Aradului, profesorul Gavrile Câmpan. Yeah.
pompă ni l-am dat, așteptăm să vină curentul și surpriza o să fie mult mai mare. Ma ci fa meglio di capire il sogno la prima volta che fai. Doi verdi, ma rot. Folcloric excepțional. Vom începe, așa cum a început și această zi cu copii, cu un ansamblu de copii. Nu Someșul, ci Someșelul. Someșul este ansamblul folcloric al Casei de Cultură Radu Săplecan, alt mânățan, din Beclean. Și acest ansamblu este, cred că, fondat și dezvoltat, întreținut și, în orice caz, condus foarte, de foarte mulți ani de profesorul George Harosa, pe care îl voi ruga să ne prezinte fiecare dintre componentele acestui ansamblu din spectacolul său. Deci, domn profesor, vă rog. Bună ziua, stimați simăluceni, stimați spectatori. La început, vreau să aveți în față un mic grup vocal instrumental. Ei au început această activitate cam de 2 ani. Este un grup mai special și nu vreau să vin cu mai multe amănunte și o să vedeți dumneavoastră de ce. În rest, las ca să-și facă datoria ca prezentatoare de fiecare dată și cu foarte multă responsabilitate și, să zic, dragoste față de folclor, doamna domnișoara Codruța Varadi, căreia îi înmânez microfonul și dânsa vă va comunica întreg spectacolul care se va derula astăzi la dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur că în ciuda vremii suntem totuși într-un număr destul de mare, aș spune. Așa cum se obișnuiește când ne întâlnim, un salut e binevenit. Așadar, grupul vocal instrumental Someșelul al Casei de Cultură Radu Săplăcan din Beclean vă urează bună ziua, dragii mei, după care Pop Andreea pentru Badea din alt sat, poate e chiar de aici de la dumneavoastră, nu se știe, și Ioana Zăgrean, am drăguț, mama nu știe.